aceasta este ecuația principiului întâi al termodinamicii. Există trei transformări în care unul dintre termenii ecuației este zero. Dacă delta U este zero, înseamnă că avem o transformare izotermă, deoarece energia internă depinde de temperatură. Deci dacă valoarea energiei interne este constantă în timpul transformării, înseamnă că și temperatura este constantă. Într-o transformare izotermă, lucrul mecanic efectuat este egal cu căldura schimbată de sistem și ambele se pot calcula cu formula pe care o vedeți, nu ori R ori T ori logaritm din V2 pe V1. Dacă vă interesează deducerea formulei, vă rog să vedeți videoclipul Principiul întâi, căldura, lucrul mecanic și variația energiei interne de la momentul 13.50. Dacă sistemul termodinamic nu schimbă căldura cu exteriorul, Q egal cu 0, atunci transformarea se numește adiabatică. Principiul întâi ne arată că lucrul mecanic efectuat într-o transformare adiabatică este egal cu variația energiei interne luată cu semn schimbat. Și deoarece variația energiei interne se calculează în orice transformare cu relația delta U egal cu nu ori CV ori delta T, avem relația pe care o vedeți, L egal cu minus delta U egal cu minus nu ori CV ori delta T. Dacă volumul nu se schimbă pe parcursul unei transformări, înseamnă că nu se efectuează lucru mecanic. Deci în transformarea izocoră, lucrul mecanic este zero, așa că principiul întâi ne arată că într-o transformare izocoră, variația energiei interne este egală cu căldura schimbată cu exteriorul. Dar există și transformări în care niciunul din termenii din ecuația principiului întâi nu are valoarea zero, de pildă transformarea izobară. În acest caz avem relațiile pe care le cunoașteți deja. În final, să revenim un pic la transformarea adiabatică. În acest grafic puteți observa diferența dintre o transformare izotermă, caz în care avem un arc de hiperbolă echilaterală, și o transformare adiabatică. După cum știți, legea transformării izoterme este P ori V constant. Legea transformării adiabatice este P ori V la gamma constant, unde gamma se numește exponent adiabatic și este dat de raportul dintre CP și CV, având deci valori care depind de numărul gradelor de libertate ale moleculelor gazului după formula pe care o vedeți. Numărul gradelor de libertate, F, este 3 în cazul moleculelor monoatomice, care pot avea doar mișcări de translație cu componente pe cele 3 axe de coordonate, 5 în cazul moleculelor poliatomice lineare, care se pot roti după 2 axe, așa cum vedeți, și 6 în cazul moleculelor poliatomice neliniare, care se pot roti după 3 axe. De mișcarea de vibrație nu ținem seama decât în cazul temperaturilor foarte înalte.